Salutare, dragii noștri pariuri! Eu sunt Georgiana. Iar eu sunt Corina. Și haideți să vedem împreună ce poturtar v-am pregătit pentru biletul de astăzi. Marea majoritate a campionatelor din Europa s-au încheiat, iar acum ne pregătim de o vară plină de meciuri internaționale. În apropierea debutului campionatului european, pe care îl așteptăm de anul trecut, naționalele calificate își fac încălzirea în meciuri amicale. Din păcate pentru noi a fost o nouă campanie de calificare eșuată, dar poate că Mirel Rădoi va reuși să facă o reconstrucție atât de mult dorită. Astăzi, România își testează abilitățile în meciul de pe Ilie Oană din Ploiești cu Georgia, o formație aparent inferioară nouă. România și Georgia s-au întâlnit până acum de 5 ori, iar georgienii nu au reușit niciodată să ne învingă, fie că vorbim de meciuri amicale sau oficiale. Singurul rezultat pozitiv obținut de georgienii în fața noastră datează din 2001, un egal 1-1 într-un meci jucat în preliminariile campionatului mondial pe stadionul echipei Steaua București. Yanis Hagi, Răzvan Marini și ceilalți colegi ai lor vor să demonstreze că merită tricoul naționalei, iar pentru asta trebuie să câștige orice meci, fie el oficial sau amical. Noi credem că Georgia este o victimă ușoară pentru tricolorii noștri, așa că vom merge pe mâna lor și vom paria pe victoria României la o cotă de 1.68. Fotbalul nu a fost inventat în America de Sud, însă acolo a fost perfecționat de jucători extrem de talentați de pe întregul continent. Argentina este una dintre marile echipe ce a dat fotbalului nume precum Maradona, Messi, Tevez, De Michelis sau Simeone. Acum, argentinienii sunt în plină campanie de calificare la Cupa Mondială, fiind pe locul 2 după 4 etape, neînvinși și cu un gol averaj de 6-2. Adversarii din etapa a 5-a sunt cei din Chile, națională cu care argentinienii au mereu dueluri foarte încinse. În ultimul meci direct, Argentina și Chile au remizat scor 0-0, un meci în care nu au evoluat jucători precum Messi și Di Maria. În actuala campanie de calificare, Chile se află abia pe locul 6 cu 4 puncte, astfel că avem toate premisele pentru o victorie a Argentinei. Vom alege așadar pentru prima selecție de pe biletul zilei să pariem pe victoria Argentinei cu Chile la o cotă de 1.54. Norvegia este una dintre marile absente de la campionatul european, absența lor fiind o dezamăgire pentru iubitorii fotbalului. Totuși, nordicii privesc cu încredere către viitor datorită generației fantastice pe care o au și ai cărei vârfuri de lance sunt Haaland și Odegaard. Astăzi, naționala vikingilor va juca un amical cu Luxemburg, însă nu pe teren propriu, ci în Spania, la Malaga. Norvegia și Luxemburg s-au întâlnit de 6 ori și de 6 ori au câștigat nordicii, iar cei din Luxemburg au înscris doar într-un singur meci. Chiar dacă ultimul meci direct datează din 2003, raportul de forțe a rămas neschimbat, iar norvegienii sunt favoriți clar în acest meci. Pentru a doua selecție de pe biletul zilei, vom paria pe victoria Norvegiei cu Luxemburg la o cotă de 1.40, iar cota totală ajunge la 2.16. Spania și Portugalia sunt două dintre cele mai puternice naționale din Europa, fiind printre favoritele la câștigarea campionatului european. Portughezii au o ofensivă redutabilă, din care pot face parte oricând jucători precum Ronaldo, Jota, Bernardo, Silva sau João Félix. Spania este însă în plină reconstrucție, iar marea absență din lot este cea a capitanului Sergio Ramos, lăsat acasă de selecționer din cauza accidentărilor din ultima perioadă. În ultimele trei meciuri directe, scorul a fost egal la finalul timpului regulamentar, cel mai spectaculos dintre ele fiind acela de 3-3 de la Cupa Mondială din 2018, când Cristiano Ronaldo a reușit o triplă de senzație. Spaniolii au în prezent o problemă în ceea ce privește cei mai buni portari pe care îi poate avea la dispoziție. De Gea este ieșit din formă, iar Kepa abia prinde banca la Chelsea. De acest lucru pot profita atacanții portughezi pentru a aduce naționalei lusitane o victorie de moral înaintea turneului final. Așa că noi vom paria pe victoria acestora la o cotă de 3.10. Vă mulțumim că a stat și de data aceasta alături de noi. Și nu uitați că vă așteptăm pe noul nostru canal de YouTube Casino Sexy, unde vă așteaptă live streaming-uri.